Bună seara și bine ne-am regăsit! În această seară avem o nouă emisiune și anume Puterea Secretă a Inimii și, bineînțeles, Secretele Longevității. În această emisiune vom revedea mai multe aspecte din trecut, pe de o parte, și pe de altă parte vom căuta să răspundem la cele mai frecvente întrebări puse în această săptămână. Chiar dacă nu voi reuși să acopăr toate întrebările, fiți sigur că la întrebările pe care le puneți, voi răspunde. Poate nu astăzi, dar în cele din urmă fiecare va primi un răspuns. Vis-a-vis de această emisiune, și anume Puterea Secretă a Inimii, mult timp oamenii și-au pus întrebarea de ce inima este mai puternică decât creierul. Și plecăm cu prima întrebare, și anume, ce putem să spunem despre creierul secret din inimă? Există cu adevărat un creier în inimă, cel puțin metaforic vorbind, dar putem spune că inima conține neuroni și ganglioni care au aceleași funcții ca și cei din creier, pe de-o parte, și anume funcții de decizie și funcții de memorie. Ceea ce oamenii nu știu este faptul că inimile trimit cu mult mai multe informații și comenzi către creier decât creierul către inimă. Dacă noi ne gândim la trecut, și anume ce credeau anticii despre acest fenomen, ei bine, în antichitate, grecii, babilonienii, mesopotamienii și chiar și dacii credeau că inima este centrul înțelepciunii, este cu adevărat centrul ființei umane, locul în care se nasc toate sentimentele și gândurile. Abia în 1970, doi oameni de știință, Joel și Beatrice Leakey, de la Institutul de Cercetare FELS, au descoperit că atunci când creierul trimite semnale inimii, aceasta nu se supune în mod automat. Dar când creierul primește comenzi la inimă, se supune fără nicio crâcnire. Deci, de unde tragem concluzia că gruparea neuronală din inimă este cu mult mai unită ca structură decât acele multe grupări neuronale de la nivelul creierului. Când a apărut conceptul de creier al inimii? Atenție, nu confundați creierul cu mintea. Creierul este creier, mintea este minte. Sunt două lucruri total distincte. Parte de hardware, parte de software. Prin anii 1991, doctorul Andrew Jarmur de la Institutul Hermes din California a folosit pentru prima dată acest concept, se anume de creier al inimii. În 1997 aveam să cumpăr primul sistem de biofeedback de la ei, cu care aveam să studiez o mulțime de practici și modul cum corpul reacționa la diverse abordări ale inimii, ale creierului și ale sistemului endocrin. Rețineți ideea, tot ceea ce puteți măsura, puteți controla. Dacă lucrul acesta îl înțelegeți, atunci, dintr-o dată, vă aflați în situația cercetătorului, și anume, nu toate informațiile și afirmațiile așa zise științifice sunt reale și nu toate presupunerile sau cercetările empirice sunt false. Deci, practic, munca unui cercetător este de a verifica și de a da veridicitate anumitor informații sau anumitor tehnici sau anumitor practici.
Și asta este o muncă care cere timp, cere energie și, bineînțeles, finanțe, bani. Ce a descoperit mai concret doctorul Andrew? Descoperirile sale au demonstrat că inima este dotată cu o rețea de neuroni, neurotransmițători, proteine și celule asemănătoare celor din creier, care pot acționa independent de creier. Această independență explică de ce inima unei persoane aflate în moarte cerebrală continuă să bată sau de ce persoanele care au suferit transplanturi de inimă împrumută din memoria, din trăirile, din învățăturile proprietarului de la care a fost transplantată inima noului proprietar. Și anume, oamenii se trezesc că au anumite simțuri muzicale, au anumite gusturi privind gastronomia sau anumite tendințe de a face lucruri pe care în trecut, efectiv, ori nu știau de ele, ori nu le suportau. Deci, când un om face transplant de un organ, el împrumută de la donator nu numai organul ca parte de hardware, ci și conștiința acelui organ. Și aici, din nou, venim și spunem că ceea ce chinezii intuiseră cu mai bine de 7-8 mii de ani în urmă, anume că fiecare organ își are o formă de conștiință, un spirit, dacă vreți să spuneți, și că prin unificarea acestor forme de conștiință devii un întreg și te naști ca spirit, ei bine, iată că știința actuală vine și confirmă aceste lucruri, iar ele sunt certificate pe o scară din ce în ce mai largă de o mulțime de jurnale ținute de chirurgi care au făcut transplanturi și care au observat o mulțime de modificări sau o mulțime de transferuri de personalitate, de conștiință, de gusturi și așa mai departe, de la donator la primitor. Deci, sistemul nervos al inimii conține aproximativ 40.000 de neuroni. Asta înseamnă că 60-65% din celulele inimii sunt celule neuronale, care detectează o mulțime de lucruri, cum ar fi sensul circulației hormonilor, ritmul cardiac, intermediul presoreceptorilor, au legături cu arterele, organele, pielea, și pot să primească și să trimită informații către creier. Este acea parte de hardware a conștiinței umane. Dintre toate organele, sistemul neuronal al inimii este cel mai optimizat, în sensul că aici funcționează acel principiu, unul pentru toți și toți pentru unul. În ce mod este văzută astăzi relația dintre inima noastră și zona emoțională? Inima bate în funcție de starea de bine a întregului organism. Așa cum spuneam în una din emisiunile din trecut, într-un tratat de medicină chineză, acum mii de ani, se spunea că atunci când inima ajunge să bată precum o ciocănitoare, acel om nu mai are mult de trăit. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că inima niciodată nu poate să bată de două ori la fel. Și de aici noi întâlnim un concept foarte răspândit acum, și anume conceptul de coerență cardiacă. Cu cât un om este mai conectat cu inima, cu conștiința, cu interiorul lui, cu atât nivelul de coerență este mai ridicat. Ce exprimă coerența? Coerența cardiacă este modul în care
Bătăile inimii se adaptează în funcție de necesitățile corpului. Deci există o formă de optimizare între cerere și ofertă fantastică. Dar, pe de-a întregul, coerența cardiacă este un produs al activității electrice la nivelul inimii, la nivelul creierului, la nivelul plexului celiac. Deci, modul în care noi vedem această relație, în Occident, cele mai avansate și cele mai populare studii sunt făcute de către cei de la Stanford, și anume Institutul de Matematică a Inimii, care documentează faptul că informațiile codificate în emoțiile noastre influențează modul în care inima îi transmite creierului ce fel de substanțe chimice să producă în orice moment. Rețineți o altă afirmație din trecut prin care am spus că un ficat sănătos este o bază, o asigurare pentru o minte, un creier sănătos, un creier sănătos și o minte sănătoasă. Deci, la fel cum acest principiu funcționează și aici, pentru ca noi să avem o coerență cardiacă bună, noi trebuie să fim conectați cu inima, cu ceea ce simțim acolo. Pe măsură ce timpul a trecut, omul a migrat de la nivelul conștiinței, nivelul de conectare al inimii, spre nivelul de conectare cu creierul. Odată ce creierul rămâne singur și inima dispare în neant ca o formă de control sau de conectare, noi începem să avem probleme din ce în ce mai mari, atât în integrarea realității, cât și a integra realitatea în gândirea noastră. Vis-a-vis de acest aspect, sunt la ora actuală o mulțime de curente care spun că nu e nevoie să practici, nu e nevoie să faci nimic, poți să te duci, să obții informații prin diverse căi și lucrul acesta deja te transformă. Din fericire, lucrurile acestea nu sunt reale, pentru că dacă aceste lucruri ar fi reale, atunci lumea nu ar sta așa, poate am fi într-o altă situație mai dificilă. Totuși, este bine să înțelegem că odată ce dobândim informația, dacă nu reușim să o integrăm și nu prin puterea minții, nu prin puterea creierului, atunci e ca și cum visăm că mâncăm, dar doar visăm. De la a visa până la a mânca, concret, este o cale destul de lungă. Inima noastră este un fel de interfață care transformă toate emoțiile și convingerile noastre în energii electromagnetice. De aceea spunem că realitatea ne poate schimba pe noi prin intermediul inimii și noi putem schimba realitatea prin intermediul inimii. Este un fel de portal al realităților. Deci, prin sentimentele noastre, prin iertare, prin iubire, compasiune, pe de-o parte, dar și prin mânie, ură și supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru, cât și la mulți kilometri în afara noastră. Acest lucru este afirmat de un alt cercetător din lumea occidentală, se anume Greg Braden, care este foarte implicat să creeze o uniune, o legătură dintre cunoașterea occidentală și cunoașterea orientală. Întrebarea firească care apare este de ce este inima așa de puternică sau de ce ea are ultimul cuvânt? Inima are un câmp magnetic de 5.000 de ori mai mare, mai puternic decât creierul,
și un câmp electric de 100 de ori mai puternic. Produce 21-22 de wați de energie electrică de fiecare dată când bate, creând un câmp electromagnetic identic cu câmpul electromagnetic din jurul mamei Pământ și radiind până la 20-25 de metri în jurul corpului. Deci, dacă în acest câmp noi implementăm o informație, prin repetarea acelei informații, noi putem schimba lucrurile în jurul nostru. În sensul că atunci când radiați o stare de bine, de bucurie, de înțelegere către niște plante, acele plante vor sigiza, se vor simți, se vor simți gata să răspundă către gândurile noastre prin gânduri asemănătoare. Nu de multe ori a fost o situație de a resuscita plante, copăcei, care au avut de-a face cu anumite câmpuri de energie negativă și atunci ceea ce făceam era folosirea acestui mecanism și anume când două inimi bat la unison. În Asia se mai cunoaște sub numele de meditația celor două inimi, dar sunt foarte multe aplicații, iar tehnica funcționează perfect. Deci, ce se întâmplă când un om, în mod voit, se focusează pe emoții? Experimentele realizate au demonstrat că focusarea, într-un mod voit, pe emoții pozitive, influențează și controlează în mod direct starea de sănătate, starea de bine fizică și emoțională. Faptul cel mai interesant este că inima transmite impulsul creierului și asta, acest aspect determină scăderea nivelului de cortizol al stresului, îmbunătățirea modului de funcționare al fiecărui organ, dar și mărirea capacității intuitive și îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți. Să nu uităm despre ceea ce am afirmat într-una din emisiunile de la Puterile Secrete și anume despre puterea neuronilor oglindă, cele trei mari funcții ale neuronilor oglindă și despre mecanismele de antrenare a lor. Ei bine, în această seară noi atingem la modul cel mai direct aceste mecanisme de antrenare a neuronilor oglindă. Ce este compasiunea și ce face în corp în momentul în care ea este produsă? Rețineți un aspect. Sunt rare ocaziile când se produce de la sine compasiune. În primul rând, compasiunea este cu totul ceva diferit față de compătimire. Compătimirea este ceva, dar a nu se confunda compătimirea cu compasiunea. Pentru că compasiunea înseamnă unificarea celor mai bune emoții din inimă, din plămân, din ficat, din splină, din rinic, din tot corpul. Când noi mixăm aceste emoții, noi ridicăm o frecvență cu mult superioară față de această iubire. Iubirea este ca o cheie care se potrivește la un tip de broască, dar compasiunea poate să deschidă toate broaștele, toate ușile, pentru că ea conține în ea toate frecvențele sau toate patternurile de frecvențe emoționale. Este oare compasiunea ultima? Are ultimul cuvânt? Nu. Și ea este un pas în avans pe drumul celor 72 de pași, despre care vom discuta în viitor. Deci, avem o întrebare și bineînțeles că vom răspunde după pauza publicitară, se anume ce se întâmplă când omul emană această compasiune, ce se întâmplă în corp.
despre aceasta după pauza publicitară. Pauză, vă rog. Este foarte eficient, pentru că este pasiv de presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu, până la a primi torserul, nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc. Dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic. Am revenit. Întrebarea pusă înainte de pauză suna în felul următor. Ce este compasiunea și ce face în corp în momentul în care se produce? Am definit ideea de compasiune ca un amestec, o mixtură între cele mai bune sentimente generate de fiecare organ. Ei bine, în momentul în care noi practicăm tehnicile compasiunii, producem această energie fuzionată a celor mai bune energii pozitive din organe, practic are loc ridicarea nivelului imunoglobulinei A, fapt care duce la creșterea rezistenței la boală și creșterea nivelului sistemului imunitar. Pe de o parte, trebuie să înțelegem că ori de câte ori noi ne stresăm, ne înfuriem, avem emoții negative, toate acestea vor crea, vor da o comandă creierului pentru a produce, pentru că ele sunt resimțite în inimă și cumva tot câmpul auric controlat de inimă se va schimba. Câmpul auric este un câmp de percepție și emisie, dar se va schimba în sensul că se va crea un dezechilibru între conexiunea inimă-creier, pe de-o parte, determinând apariția unor probleme, cum ar fi lipsa de memorie, lipsa capacității de a memora, incapacitatea de concentrare, ritm inegal al inimii, datorită unui hormon ce va slăbi sistemul imunitar, în sensul că va comprima vasele de sânge și va avea influențe negative asupra tensiunii arteriale. Deci, de reținut, tot ceea ce noi simțim în inimă va fi emis în afara noastră, în aura noastră, sau așa zisa mica atmosfera noastră, și atmosfera în care noi trăim va fi otrăvită și la rândul ei va otrăvi în tot ce e în jurul nostru. Din cauza aceasta, noi suntem responsabili de a
face totul pentru a avea emoții bune, pentru ca să avem o memorare bună a lucrurilor, o prioritizare bună a ceea ce este cu adevărat important pentru viața noastră. Deci, practica de cultivare a conexiunii minte-inimă este o practică importantă, deoarece este primul pas spre învățare. Foarte mulți oameni mă întreabă cum m-am descurcat de-a lungul vieții cu o mulțime de informații ce au apărut în viața mea prin intermediul facultăților sau prin intermediul călătoriilor și școlilor făcute în afară. Ei bine, eu cred că a păstra o inimă bună este un pas important pentru a avea o memorie bună și pentru a avea o selectare a informației bună. O altă întrebare sună în felul următor. Ce ne puteți spune despre capacitatea de autovindecare a inimii? Hai să zicem că este autovindecare poate are un sens prea larg. Putem defini ca un fel de auto-optimizare a tuturor funcțiilor corpului prin intermediul inimii. Ori de câte ori noi ne relaxăm și avem o monitorizare atentă a gândurilor, a emoțiilor noastre, văzând cum se reflectă ele la nivelul inimii, văzând cum afectează relația, legătura, echilibrul dintre inimă și creier, în acel moment noi putem, prin liniștirea inimii, să controlăm această relație și putem face ca inima să găsească soluții intuitive, iar creierul pe cele logice. Intuiția se manifestă prin inimă. Când noi suntem liniștiți, dintr-o dată, partea superioară a procesării informaționale, se anume intuiția, ne generează o soluție la problema cu care noi ne-am confruntat. Ei bine, dacă noi suntem conectați doar la creier, creierul poate să proceseze în mod rațional, dar noi nu trăim într-o lume rațională, trăim într-o lume emoțională și, pe de altă parte, universul nu este construit într-un mod rațional. Universul, mecanismele de construcție ale universului folosesc algoritmi de procesare, de calcul, cu mult deasupra nivelului rațional. Au de-a face cu mecanismele intuiționale și au de-a face cu alte repere, alt sistem de referință la care încă noi nu avem acces și, neavând acces, nu putem să creăm modele matematice de previzibilitate sau de calcul. Încă. Inima are abilitatea de a anticipa anumite evenimente. Dacă vă aduceți aminte, în perioada anilor 80-90, atunci când noi trebuia să ne întâlnim cu o persoană dragă, nu aveam telefon mobil, nu aveam pager sau GPS. Pur și simplu, GPS-ul nostru era inima și de multe ori, gândindu-ne la acea persoană dragă, efectiv ne întâlneam în oraș fără niciun GPS, fără niciun telefon mobil. Lucrul acesta se repeta de atât de multe ori încât pentru foarte mulți ce își aduc aminte de acea perioadă este un lucru comun, firesc și natural. Un studiu efectuat cu participanți cărora li s-a măsurat activitatea inimii și a creierului a demonstrat acest fapt, și anume că inima poate să anticipeze anumite evenimente, în sensul că a demonstrat că reacțiile psihologice ale participanților au venit cu 6 secunde înainte ca o serie de imagini agresive sau non-agresive, expuse într-un mod aleator, să fie vizualizate. Deci cumva există un presentiment, un presentiment. Noi avem în toate procesele vieții, noi ne întâlnim cu 3 mari etape, anume reacția, confruntarea și preemțiunea.
Despre aceste aspecte, noi vom discuta, vom găsi un moment potrivit pentru a explica modul cum putem să gestionăm acțiunile vieții prin cei trei pași. Ei bine, o altă întrebare sună în felul următor. Cum participă inima în procesul de învățare? Ori de câte ori vreți să învățați ceva, faceți inima bună, inima moale, liniștită, ca de copil. Ori de câte ori vreți să învățați ceva la modul real și nu doar copy-paste, important este să înțelegeți modul cum vă angajați, cum vă implicați în acest proces de învățare. Încă o dată, repet, ideea că majoritatea oamenilor sunt vizuali sau majoritatea oamenilor ar fi auditiv, nu este susținută de metodele actuale de pedagogie, în sensul că la școală noi avem de-a face cu vorbirea profesorului și cu scrierea sau desenarea anumitor lucruri pe tablă. Se pare că mai mult de 60-70% sunt oameni kinestezici. Ei pot să învețe doar prin implicarea în mijlocul acțiunii. Este exact ca atunci când stai lângă un om și îi spui, te rog, ia mouse-ul și uite, ajută-mă, apasă aici, clichează aici, mișcă acest obiect, mișcă, deschide această fereastră și în acest fel, el implicându-se efectiv prin acea kinestezie, va reuși să-și crească performanța la învățătură cu mai bine de 60-70%, ceea ce e un plus extraordinar. Deci, ce trebuie să înțelegem? Inima poate memora, poate învăța emoții, poate detecta emoțiile altor persoane. Este foarte important să înțelegem modalitatea de cultivare, de dezvoltare a empatiei. Oamenii sunt interesați acum de telepatie, totuși un pas premergător telepatiei este această empatie de a simți cum se simte omul de lângă tine, de a simți cum își simte corpul, cum își simte sufletul, cum își simte mintea, cum percepe această realitate din jur. Dacă cumva ați dezvoltat această capacitate, este un pas mare în relația dumneavoastră cu acea persoană, dar nu este suficient ca să puteți să-l ajutați la modul hotărător. Da, puteți să înțelegeți, puteți să evitați anumite conflicte, puteți să găsiți anumite momente potrivite când să vorbiți despre una sau despre cealaltă, dar toate acestea nu vor putea ajuta prea mult. Totuși, empatia este importantă. Foarte mulți oameni de știință acum susțin că statul foarte mult la tot felul de ecrane, mici sau mari, nu ajută prea mult pe oameni să-și dezvolte această empatie. Dar mersul afară, interacțiunea cu altă persoană, antrenează chiar acest neuron oglindă și antrenează această funcție inimii de a empatiza. Deci, inima poate influența de asemenea deciziile, percepția persoanei. Inima poate influența activitatea cerebrală, când suntem furioși, frustrați, poate să apară o inhibiție corticală care afectează claritatea gândirii, afectează coordonarea, afectează mișcarea și dozarea efortului. Schimbând starea cu una pozitivă, creierul primește semnalul de a face o schimbare, de a aduce ceva nou în activitatea lui, trimițând semnale de acțiune specifice noi stări sau noi realități. Și din cauza aceasta, noi vom percepe această schimbare, unii mai repede, alții mai târziu. Cum putem influența în mod concret starea noastră emoțională? Este o întrebare foarte interesantă.
Vorbeam de faptul că în 1997 eram implicat foarte mult în studiul cu aparatura biofeedback, deoarece în 1994, după terminarea facultății, eram interesat de tot ceea ce înseamnă biofeedback, tot ceea ce înseamnă monitorizarea stărilor interioare ca și răspuns la diverse forme de sugestie sau autosugestie. Ei bine, și lucrând cu aceste sisteme de biofeedback, mi-aduc aminte de un exercițiu foarte simplu pe care oricine îl poate face. Și anume, este suficient să așezați mâna pe inimă, pur și simplu, să simțiți căldura care se degajă din mână în inimă și doar urmăriți această căldură timp de 10 secunde. Respirația este normală și doar monitorizați căldura și unii oameni puteți simți chiar și bătăile inimii. Însă faptul că simțiți căldura și simțiți bătăile inimii și vă gândiți la starea de liniște sau vă reamintiți o situație bună din viața dumneavoastră, o stare bună, o stare pozitivă pe care ați avut-o cândva, la o onomastică, la o întâlnire, la o plimbare în parc sau poate erați pe malul lacului și urmăreați efectiv ce se întâmplă cu un grup de rațe sau cormoran sau lebede, doar gândindu-vă la acele imagini care sunt stocate în memoria dumneavoastră și căutând acea stare de atunci să o retrăiți, deja activitatea inimii se schimbă. Deci, ori de câte ori, noi vrem să ne conectăm cu inima, nu e nevoie să ne imaginăm. Foarte mulți oameni încearcă tehnicile de imagerie, dar rezultatele nu sunt atât de extraordinare pe cât de lăudate sunt. Deci, rețineți, nu este atât de important să vizualizați, cât este cu adevărat important să simțiți, mai ales să retrăiți, să reexperimentați, să reparcurgeți pas cu pas, din nou și din nou, acele momente plăcute pe care vi le reamintiți. Apoi, vă întrebați, cum mă simțeam atunci? Și în momentul când v-ați întrebat cum mă simțeam atunci, cum mă simțeam ca percepție fizică, cum mă simțeam ca și căldură, cum mă simțeam ca și stare emoțională, cum mă simțeam ca și respirație, ca și stare mentală, ca mod de a simți lucrurile, cum simțeam relația mea cu mediul înconjurător, reamintindu-vă toate acestea. Practic, readuceți o realitate din trecut în prezent și o instaurați. În cazul în care avem o stare ce nu se schimbă atât de mult cât am vrea sau vrem să o îmbunătățim și mai mult, în această situație puteți să vă întrebați ce pot eu să fac pentru a-mi îmbunătăți starea prezentă aici și acum. În această situație, pur și simplu simțiți inima și lăsați-o să fie relaxată, moale, ca de copil. E bine să cufundați ușor pieptul, nu să-l băgați în față și să vă ascultați inima. Dacă nu reușiți să simțiți pulsul, nu e nicio problemă. Doar inspirați, țineți puțin aerul și la un moment dat, după 3, 5, 10 secunde, veți simți puls ori în mână, ori la nivelul pieptului. Este suficient să eliberați respirația
și ușor, ușor simțiți căldura, simțiți puls, simțiți presiune, simțiți relaxare și vă simțiți prezent. Simțiți cum fluxul respirator intră și iese. Este un mod de a avansa în această stare de interiorizare. O să vă întrebați când anume noi folosim acest mod. În situații cheie, de exemplu, suntem la examen. Suntem în situația în care trebuie să ne concentrăm la un subiect ce l-am primit. În acel moment, pur și simplu, punem mâna pe piept, simțim căldura din mână, cum trece în piept, căldura din piept, cum trece mâna, apoi inspirăm în ambele părți și lăsăm căldura să devină omogenă. Acesta este un mod foarte ușor de a vă conecta. Puteți pur și simplu să vă conectați luându-vă pulsul la nivelul inimii, puneți două degete sau trei degete pe artera radială, în spatele tabacherei anatomice și apăsați ușor, apoi lăsați ușor relaxat degetele și la un moment dat veți găsi presiunea potrivită care să scoată la iveală bătăile inimii. Monitorizând bătăile inimii și gândindu-vă cum vă relaxați, vă destindeți, lăsați toate greutățile să se ducă în pământ și vă gândiți, acum și aici, mintea îmi devine tot mai clară, mă concentrez tot mai ușor, cu fiecare respirație, nimeni și nimic nu mă poate perturba. Pe măsură ce mă focalizez pe subiect, inspirația mea superioară îmi va furniza răspunsurile și informațiile de care am nevoie. Și după care lăsați lucrurile să vină. Treceți la rezolvarea subiectului. Deci, în cazul în care nu simțiți totul nimic, ați putea lucra cu o imagine sau ceva care v-a impactat, răspunsul este da. Aduceți-vă aminte de un răsărit de soare și îl inspirați ca și cum l-ați aduce în inima dumneavoastră. Intră ceva nou, o lumină roșie și iese ceva vechi, o lumină noroasă, gri, care se duce departe în univers. Deci, întrebarea este, există această putere a inimii? Clar există. Ori de câte ori noi ne-am ascultat inima, niciodată n-am regretat. De multe ori când îți asculți mintea, fără să o coroborezi cu inima, de multe ori îți dai seama că alegerea nu a fost cea mai potrivită. În ce constă și cum putem crește această putere în inimii? Cei de la Stanford, de la Institutul de Matematică a Inimii, au descoperit că inima emite un câmp electromagnetic. Așa cum spuneam, un câmp magnetic de 5.000 de ori mai mare și un câmp electric de 100 de ori mai mare. Acest câmp depășește cu mult câmpul creierului. Diferența de putere dintre câmpul electromagnetic al inimii și cel al creierului ne relevă clar superioritatea inimii, superioritatea și importanța sentimentelor noastre de iubire, de recunoștință, în general, orice trăire pozitivă față de gânduri. Ori de câte ori noi ascultăm inima când discutăm cu ceilalți, se va crea o relație de conectare empatică între sufletul nostru și sufletul lor. Sentimentele frumoase, înălțătoare, pozitive,
cum ar fi compasiunea, iertarea, dragostea, bunătatea, blândețea, bucuria. Toate acestea creează așa zisul proces de coerență a inimii. Dar când noi lăsăm mintea să domine și mintea vine cu îndoială, nesiguranță, grabă și tot felul de emoții negative, practic inima trece în faza de incoerență, generând emisii vibraționale în câmpul electromagnetic al inimii și, bineînțeles, dându-i comenzi creierului să producă întreaga chimie specifică a celor emoții. Aceste câmpuri electromagnetice ne influențează pe noi, atât la nivelul corpurilor, cât și realităților pe care le întâlnim zilnic, dar într-un mod indirect influențează pe toți ceilalți din jurul nostru. De aceea este important să lucrăm cu inima pentru a face inima să fie bună și să genereze un câmp benefic de liniște, lumină, bunăstare, înțelegere, iertare, încurajare pentru toți cei ce sunt în jurul nostru. Care sunt paradoxurile greu de depășit de către oameni, în special cei ce nu sunt informați? Oamenii care nu sunt informați, în general, sunt deconectați de aceste realități. Și atunci, pentru ei, este destul de dificil să accepte ideea că există realități de care ei nu sunt conștienți. Tot în sensul acesta, Institutul de Matematică a Inimii în Statele Unite relevă că este suficient să fii furios sau frustrat timp de 5 minute, este suficient pentru a da de muncă sistemului imunitar timp de 6 ore pentru a recupera puterea pierdută. Deci, dacă trăim 5 minute de compasiune, apreciere, imunitatea se îmbunătățește cu peste 40%. Eu zic că odată ce înțelegem această realitate, putem deja să acționăm. Întrebarea la care vom răspunde după pauză sună cam în felul următor: cum să ne traducem stările de gândire, simțire și trăire negativă și ce este de făcut? Dar despre asta după pauză. Pauză, vă rog. Am revenit. Întrebarea dinainte de pauză era cum să ne traducem stările de gândire, simțire și trăire negativă, în sensul că cum să realizăm ceea ce fac ele în noi și ce e de făcut pentru a le corecta. Ori de câte ori simțim și gândim negativ, ori de câte ori ne înfuriem, ne supărăm, urâm, judecăm în mod agresiv, reține, noi putem observa tot ceea ce este în jurul nostru fără să etichetăm, fără să judecăm. Luăm lucrurile ca atare, vedem ce ne poate ajuta în ceea ce facem noi, ce nu, lăsăm deoparte. Deci, ori de câte ori noi ne pierdem cumpătul, noi primim tocmai un semn clar că ne îndepărtăm de această conectare cu inima noastră. Orice gândim, simțim, trăim ca stare negativă, ne semnalează clar că am intrat în lumea egoului sau în ceea ce noi numim judecata lumii. Undeva în Biblie e un loc frumos unde spune că calea cea mai scurtă de a ajunge la o evoluție, la mântuire, este de a nu judeca. Asta ce vrea să zică? Vrea să zică că
atunci când noi rămânem conectați cu inima noastră, mereu și mereu, inima noastră ajunge să facă multe pentru noi, să se roage, să gândească, ajunge la ceea ce acei schimniți, puznici sau sfinți părinți din trecut și chiar din prezent au ajuns. Mintea este condiționată de realitatea prezentă sau trecută, de frică, frica de viitor, frica de prezent, frica de pierdere, frica de durere, în așa fel încât inima va genera întotdeauna emoții negative când se va confrunta un eveniment de viață neplăcut în situația în care noi nu cultivăm inima și cumva ne bazăm doar pe ceea ce ne spune mintea. Însă mintea are un mecanism foarte complex. O parte a minții numit amigdala, care este de fapt un pilot automat, un mod, un fel de pilot, un fel de George, pilotul automat, care reacționează într-un mod neadecvat la o mulțime de situații. Și tocmai asta este partea din interiorul creierului ce ne bagă în tot fel de probleme. Ce este de făcut? Cum ne resetăm? Cum transformăm această stare interioară? Cum o aducem de la întuneric la lumină? De la negativ la pozitiv? Primul lucru este să observăm, să monitorizăm, să urmărim această negativitate, să o urmărim. Fără a o judeca, doar o urmărim și pur și simplu o lăsăm să se ducă și ne întoarcem către inima noastră și vedem cum pe măsură ce negativitatea se îndepărtează, inima se liniștește, se luminează. În cazul în care noi nu putem face acest lucru, este suficient să ascultăm inima noastră și să spunem o rugăciune. Poate fi o rugăciune repetată, o rugăciune scurtă, cum am spus în emisiunile trecute, o rugăciune scurtă și de putere poate fi: Doamne Dumnezeule, ajută-mă acum, te rog, sau slavă ție, Doamne, slavă ție. Una din aceste două pot să aducă multă lumină, multă pace în interior. Sau pur și simplu, Doamne, îți mulțumesc. Repetând acest lucru, mereu și mereu, monitorizând inima, vom observa cum starea interioară a inimii, starea interioară noastră se schimbă. Vom observa cum toți cei ce sunt în jurul nostru se schimbă. Starea lor interioară se schimbă. Și tocmai aceste lucruri vă ajută să înțelegeți această putere extraordinară a inimii. Deci, făcând apel la gânduri bune, de speranță, de bucurie, de bine, pentru tot ceea ce ne înconjoară, practic este cel mai direct mod de a ridica nivelul vibrațional atât în noi, cât și în jurul nostru, de a crea o atmosferă plină de armonie ce ne va hrăni pe noi și îi va hrăni pe toți cei ce sunt în jurul nostru. Cum putem să ne mărim starea de bine? Cum ne putem mări starea de coerență a inimii? Un nivel mai avansat și totuși la îndemână fiecăruia este de a gândi și de a dori binele tuturor. Este un mod de a crea o stare îmbunătățită de coerență între inimă și minte, de armonie între inimă și minte. Astfel, noi vom reuși să echilibrăm o mulțime de dezechilibre, să eliminăm o mulțime de afecțiuni, în sensul că
vom reuși să optimizăm această stare interioară și, mai presus de toate, vom reuși să ne vindecăm cumva pe noi sufletește. Corpul nu se îmbolnăvește el primul. Sufletul, totul pleacă de la suflet. Când sufletul se vindecă, corpul se vindecă. Toate scrierile antice vorbesc despre superioritatea medicinii dacice sau medicina zalmoxiană prin faptul că ei știau să trateze în egală măsură problemele legate de fizic și problemele legate de suflet și spirit, în așa fel încât luau totul ca un întreg și în acest fel obțineau rezultate uluitoare într-o mulțime de cazuri ce nu găseau răspuns în alte părți. Mergând mai departe, o nouă întrebare spune: ce ne puteți spune despre forma de torus în câmpul electric al limbii? Forma de torus este exact acea formă care se creează în jurul Pământului. Anume, ca două bucle ce pleacă de la un pol către celălalt pol, trecând prin interiorul Pământului și creând de la imaginea de 2D la o imagine 3D un halo de lumină, un halo de energie ce continuă să circule și să se rotească pe suprafața Pământului. Forma de torus este o parte fundamentală în natură și de la micro-univers la macro-univers noi vom observa acest fenomen, această formă extraordinară. Știința de astăzi a demonstrat că, într-un fel sau altul, totul se mișcă în această formă. Inclusiv tot ce este în noi, aura noastră, aura unui copac, aura Pământului și chiar la nivel de sistem solar, sistem galactic, se întâmplă același lucru. La modul cel mai direct, spunem că torusul este un sistem auto-organizat care aduce totul într-o unitate, extinde energia în jurul său și apoi revine la punctul inițial din centru și din nou o ia de la capăt. În tehnicile avansate de lucru cu aura, de modelare a aurei umane, sunt practici în fuziunea celor 5 elemente, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, practici ce ne învață cum să creăm și cum să lucrăm cu acest torus. În fizica cuantică, matematică și, în general, în toate științele, această cunoaștere începe să umple golurile în înțelegerea modului în care geometria sacră chiar reprezintă geometria vieții. Este o geometrie care este vie, respiră și generează la rândul ei viață. Concret, ce se întâmplă din punct de vedere energetic la nivelul inimii? Noi avem două mari zone, se anume sinoatrial și atrioventricular, două zone care generează efectiv curent, impuls electric. Și în jurul inimii există această manifestare a torusului care a fost cartografiată cu aparatură specială și scoate în evidență modul în care apare polarizarea și depolarizarea structurilor musculare, adică contracția și relaxarea inimii. Acest model de lucru energo-informațional al torusului permite inimii să aibă o funcționare continuă de-a lungul vieții. Practic, inima nu se odihnește niciodată.
Inimile noastre sunt primele și cele mai bune exemple de torus, pentru că din inimă pleacă totul. Energia din inimile noastre curge în exterior într-un tipar toroidal și este primită în același mod sub o formă într-un tipar toroidal. De ce este atât de important să ținem cont de emoții și să ne rafinăm energia? Deoarece în acest fel, tot ceea ce trimitem din inimă, ca și iubire, ca și apreciere, ca și respect spre exteriorul apropiat, adică mediul ambient apropiat în care noi trăim, noi trăim într-o atmosferă specială numită aură. Noi generăm această stare în prima fază în această aură în care noi trăim, în care noi ne hrănim, în care și prin care noi ne conectăm cu exteriorul și în acest mod noi generăm propria noastră stare până la 25 de metri. De aceea spunem că când oamenii în vechime spuneau că dacă intră într-o cameră, îi știu, dar în camera aceea s-au certat doi oameni, sau s-au iertat, sau s-au bucurat, ei efectiv își foloseau această simțire a inimii pentru a simți ceea ce emană în acea cameră, în acea casă. Mulți dintre dumneavoastră au avut experiențe și anume au fost în case în care s-au simțit atât de bine încât nu le veneau să plece și au fost în case în care nu știau cum să iasă mai repede. De unde vine această informație? De unde vine această stare? Ei bine, această stare apare din munca noastră de zi cu zi, cu inima, sau neglijența noastră de zi cu zi, cu inima. Cu alte cuvinte, emanațiile noastre de iertare, respect, apreciere și iubire sunt un dar, un cadou imediat pentru noi, la fel de mult cum sunt pentru cei din apropierea noastră și din universul din jurul dumneavoastră. Deci, ceea ce noi emanăm ne afectează imediat pe noi, în bine sau în rău. Din cauza asta este important să lucrăm cu modelarea emoțională în. Unde putem întâlni forma torusului în natură? În natură noi putem vedea aceste lucruri peste tot. În portocale, în mere, în jurul tornadelor, modul cum se mișcă curenții oceanici. Toate acestea ne fac să înțelegem că torusul este o formă de manifestare aproape perfectă a divinității. Ca dovadă, câmpul magnetic al Pământului este efectiv foarte puternic, are într-adevăr ca și voltaj, generează scoarța Pământului, generează doar 5 volți și o emisie enormă de electroni, dar tot ce există în aceste particule, între aceste particule negative generate de scoarța terestră și particulele pozitive venite din atmosferă, din cer, din cosmos, toate aceste două tipuri de particule alimentează ceea ce noi numim viață. De ce până acum oamenii de știință nu au luat în considerație ideea că planetele ar fi goale pe interior? Noi vedem o mulțime de lucruri despre teoria Pământului plat, dar în același timp ascultăm o mulțime de oameni deosebiți, cum ar fi Dumitru Pânăriu într-un interviu în care el spune foarte clar: am fost în cosmos, m-am învârtit de multe ori în jurul planetei, am văzut cu ochii mei planeta fiind perfect rotundă, așa că tot ceea ce am învățat, tot ceea ce am trăit, mă face să spun că Pământul este rotund. Ei bine, o mulțime de expediții
germane, americane, engleze, ruse și chiar chineze au adus o mulțime de dovezi în sprijinul teoriei pământului gol. Oamenii de știință continuă să se abțină de la a zice ceva pro sau contra. Eu mă refer la oameni de știință care urmăresc adevărul, dar acum nu sunt în situația de a vorbi despre el. Oamenii de știință contemporani nu prea au luat în serios conceptul de pământ gol în interior, deși acest concept explică multe idei despre pământ pe care în prezent nu le înțelegem în ciuda tuturor teoriilor noastre. Aurora boreală, aurora australă, faptul că de la nord vin tot felul de ierburi proaspete, ferigi, tot felul de fragmente de lemne, de copaci, de plante exotice. Se pune întrebarea, cum au ajuns acolo? De ce ele primăvara vin și se revarsă cumva spre noi? Deci, foarte multe. Am numărat mai bine de 80 de întrebări de genul acesta la care încă nu există răspuns. Dar răspunsul poate să apară în situația în care oamenii acceptă că totuși planetele au un gol interior și că viața poate să existe și acolo, nu numai în afara planetei. Ideea pământului gol funcționează la fel și demonstrează că planeta noastră a fost construită din interior spre exterior, ca un torus. Pământul este multidimensional, așa că putem avea un miez de fier fierbinte, cât și un interior gol. Cei care vor să afle mai mult pot să urmărească pe YouTube Pământul gol în interior. Ce legătură vedeți între ceea ce spunea Hermes Trismegistos în Tabula Smaraldina și modul în care este percepută viața și Universul în prezent? Ce spunea Tabula Smaraldina? Spunea că ceea ce e mic este și mare, ceea ce e jos este și sus, ceea ce e sus este și jos. Și o serie de afirmații de acest gen ce ne pot ajuta extraordinar să ne definim această realitate a ceea ce se va întâmpla cu noi după ce vom pleca de aici. Deci, cum spuneam, cu toții cunoaștem principiul universal, cum e sus, așa e și jos, și s-a descoperit că torusul poate fi chiar de dimensiunea galaxiilor. Chiar și atomii au această geometrie, pur și simplu este peste tot, este o expresie a vieții, o expresie specifică a vieții. Toată energia care iese din centru se extinde spre torus, astfel încât acesta se alimentează singur, precum ca și cum ar fi un perpetuum mobil. Noi avem o mulțime de fenomene pe care le-am studiat în școală, la fizică, banda lui Möbius și așa mai departe, însă nu am alocat suficient timp să studiem despre acest fenomen, și anume torusul, ce face el, cum se manifestă, și toată partea matematică a lui. Aici sunt chiar foarte multe lucruri care încă sunt considerate un mister. Torusul are de asemenea capacitatea de a da viață și altor sisteme toroidale, practicând astfel în mod deschis primitul și oferitul, cererea și oferta. Descrie un standard pentru cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Și noi putem să îl reflectăm și să îl folosim în viața noastră. Așa că odată ce începem să lucrăm cu inima, să simțim inima, să generăm emoții bune, sentimente bune, de apreciere, de respect, noi deja putem să trecem la un nivel de a intra în rezonanță cu toate aceste forme toroidale până la torusul Mamei Pământ.
ce se întâmplă când în viață doar ei și uiți să mai dai? Mai poți păstra cumva acea stare de curgere, de flow? Clar, nu. Atunci când dai și primești, în mod deschis, permiți energiei tale să devină toroidală. Dacă ne uităm la interacțiunile noastre, unul cu celălalt, începem să vedem natura acestor schimburi, și anume de a primi și de a oferi. Dacă schimbăm modul în care primim și oferim celorlalți, ne oferim nouă înșine o șansă de a primi ca feedback ceea ce emanăm cu adevărat. Uneori aud oameni care spun: este foarte greu, nimic nu mai merge, nimic nu se leagă, nimic nu are perspectivă. Și atunci ceea ce le spun este doar atât: rugați-vă, iertați-vă, iertați și cereți-vă iertare. În același timp, încercați să ajutați, încercați să faceți, să oferiți un ajutor oamenilor care cu adevărat au nevoie de ajutor. Faceți acest lucru o dată, de două, de trei ori și la un moment dat veți vedea cum viața dumneavoastră se va debloca. Și cu adevărat așa se întâmplă. Deci, acest lucru permite existența unei tranzacții de energie, a echilibrului, a împăcării, a iluminării între noi și permite tuturor comunicărilor noastre să intre în rezonanță cu acest torus al vieții, al respectului, al aprecierii, al realizării, al împăcării cu Mama Pământ. Ce este iubirea? Este o nevoie, o condiție, o etapă în evoluția umană? Iubirea este un mod în care dai de înțeles, prin faptă, că nu te pui contra întregii arhitecturi create de Dumnezeu în univers. Nu blochezi, este un mod de a arăta că nu blochezi această curgere. Și asta trebuie să înceapă din fiecare dintre noi și să se extindă spre exterior până la Dumnezeu. Nu uitați, căile spirituale reale au ca și scop antrenarea și extinderea conștiinței, simțirii și ridicarea nivelului de conștiință până la a ajunge să ne conectăm și să devenim una cu Dumnezeu, a ne întoarce la sursă, de unde am plecat, acolo unde am fost creați. Mulți oameni înțeleg iubirea doar ca un mod de a stâmpăra o foame, de a fugi de responsabilitate, de a fugi de plictiseală. Unii o percep ca pe o distracție sau ca un mod de a manipula anumite persoane. Și acest lucru transformă acest cuvânt în ceva fără substanță, fără spirit, rămânând doar ca formă. Și de multe ori când ei se gândesc la cuvântul iubire, toate traumele revin. Și de multe ori acest cuvânt, rămânând doar ca formă, nu poate să vindece. Este ceea ce a descoperit Masaru Emoto, anume că atunci când scrii fără să pui suflet pe o hârtie cuvânt iubire, nu se întâmplă nimic cu apa, dar odată ce unei forme îi acorzi substanță și spirit, apa aceea va cristaliza într-un mod extraordinar. Deci, este iubirea cheia către suprema realitate? Sau este doar un pas în această călătorie spre cunoaștere și evoluție? Despre aceasta vom afla după pauza publicitară. Pauză, vă rog. Am revenit. La pauză aveam de-a face cu întrebarea: este iubirea cheia către suprema realitate?
sau este doar un pas în această călătorie spre cunoaștere și evoluție. Iubirea este mult mai mult decât un sentiment. Oamenii o percep doar la nivel de emoție. Dar iubirea este o frecvență, o vibrație de conectare a lucrurilor. Când noi privim la întreaga măreție a Universului, realizăm că trebuie să fie mult mai mult decât iubire. Dar drumul acesta de a cunoaște aceste lucruri întotdeauna începe cu iertarea, cu a ne ierta pe noi, a ierta pe ceilalți și a ne cere iertare. De aceea, o formă de rugăciune puternică este chiar aceasta. Iert, mă iert și îmi cer iertare. Spuneam și spun mereu, noi trebuie să-L iertăm pe Dumnezeu, pentru că în tot ceea ce facem noi, îl acuzăm mereu, și mereu îi aducem acuze de ce ne-am născut acum, de ce în familia asta, de ce în țara asta, de ce în timpul ăsta. Și dacă privim istoria omenirii, în istorie, vom vedea că este un tipar foarte bine rădăcinat în sufletul omului. De aceea noi trebuie să scoatem acest tipar. Prin ce? Prin iertare. Abia pe urmă, dacă noi putem să iertăm de 7 ori câte 7, noi ne apropiem de acea stare interioară de a putea genera iubire în interiorul nostru și în exteriorul nostru. Apoi vom face următorul pas, capacitatea de a construi și de a genera compasiune. Și lucrurile evoluează pas cu pas, ajungând astfel să parcurgem cele 72 de trepte ale transformării interioare. Nu trebuie să ne mulțumim, să rămânem doar la iertare sau doar la iubire. Este cu mult mai mult și mult mai complex ceea ce ne așteaptă dincolo. Există o paralelă între nivelele de complexitate și creșterea conștiinței și conștiinței? Bineînțeles că da. Cu cât creștem nivelul de complexitate al scopului, cu atât nivelul nostru de înțelegere se transformă. Am de-a face mereu cu oameni și chiar vreau să-i ajut. Dar ei se împiedică de faptul că au o anumită vârstă sau că sunt femei sau că sunt bărbați și nu dau seama și nu pot să facă și preferă, în general, să meargă pe a citi, a asculta și a căuta să afle cine știe ce informații despre ce au făcut într-o viață anterioară, despre ce minuni au făcut în Atlantida sau în alte părți. Toate acestea nu îi pot ajuta. Este doar un fel de alt spectacol, alt circ, altă pâine. Părerea mea este că ceea ce e cel mai important este cum să punem lucrurile în ordine în viața noastră. Și asta este cel mai important lucru. Eu cred că un mesaj puternic pe care Iisus l-a adus în viața noastră este de a fi prezent și de a nu purta grijă zilei de mâine. De a fi cu totul aici acum, în această zi. Fiecare zi își poate purta singură de grijă. Și dacă privești în Biblie, sunt foarte multe mesaje. Undeva el spune că atunci când ești nefericit, sufletul tău e în adormire. Și cumva trebuie să faci în așa fel încât să poți să aduni această fericire, această bucurie interioară, pentru a putea trezi sufletul la realitate. Eu cred că atunci când reușești să trezești sufletul, nu mai e nevoie de a implica creierul în atât de multe lucruri. Pur și simplu, există și alte moduri
de a primi informație și în special informație de bună calitate ce ne poate transforma pe noi și pe cei din jurul nostru. Vibrația pură care emană din propria inimă și care unește armonia toate lucrurile este o vibrație care cu timpul își va schimba spectrul vibrator, trecând de la iubire la compasiune și mergând pe acest drum al sfințirii noastre. Când noi privim forma, să zicem, forma florii de aur, floarea vieții. Această floare a vieții noi o vedem în foarte multe modele ale vieții din natură. Putem să o vedem în două dimensiuni, dar în momentul în care noi putem o vedea în spațiu, în trei dimensiuni, vom observa că și ea, la rândul ei, creează un torus. Ei bine, când noi începem să studiem geometria sacră, noi învățăm despre o mulțime de forme, plecând de la lucruri cunoscute, gen numărul Fibonacci, numărul de aur, tăietura de aur, și începem să înțelegem cum acest număr stă la baza multor forme, gen spirală, piramidă, pagodă, flori de aur și așa mai departe. Toate aceste simboluri au diverse forme de legătură cu torusul și aceasta este una din cele 13 linii de dezvoltare ale geometriei de aur. Torusul este, practic, unul din tiparele creației care se sprijină, se exprimă, creația exprimându-se prin el, fiind, practic, o formă de rezonanță cu însăși creatorul, însăși puterea creației. Este foarte important să înțelegem acest aspect. De aceea spune că noi suntem chip și asemănare după Cel care ne-a creat pe noi. Și când noi privim cu ochii minții, cu ochii spiritului, observăm această asemănare și acest chip extraordinar. Există oameni ce au integrat această cunoaștere a geometriei sacre în cercetarea lor? Bineînțeles că da. Oameni de știință, cum ar fi Henri Coandă. Să nu uităm că Henri Coandă este cel care a creat acea mașină de a crea fulgi artificial de nea. Dar el a studiat, primul care a studiat modul cum cristalizează apa. La început a observat, așa cum am prins și noi în copilăria noastră, pe geamurile de la bunici apăreau tot felul de flori, de modele geometrice extraordinar de frumoase. Apa care îngheța crea niște modele superbe. Ei bine, în zilele noastre aceste modele au dispărut, nu mai sunt. Dar Henri Coandă a fost primul care a stabilit o legătură între starea spirituală a omenirii și modul cum cristalizează apa, dându-o mai departe lui Patrick Flanagan și mai departe Masaru Emoto, a fost cel care a desăvârșit această cercetare. Bineînțeles, putem spune că totuși omul cel mai implicat în lucru cu aceste modele matematice, cu acest model toroidal, este Nicolae Tesla. El a creat foarte multe invenții și practic noi nu am avut acces decât la foarte puține. Cel puțin să le auzim sau să le vedem. Și încă și mai puține cele pe care noi le experimentăm. Să nu uităm că curentul alternativ este o creație a lui. El a fost implicat în multe studii care s-au concretizat mai târziu în ceea ce se numește fenomenul Teslatron sau acele bobine de inducție ce au fost folosite în diverse scopuri, de la modul cum curentul era transferat dintr-o parte într-alta,
până la modul în care, folosind sisteme toroidale externe, reușea să remodeleze însă torusul uman, torusul auric al omului. În acest fel, el refăcea potențialul membranar celular. Ce anume au descoperit oamenii de știință de la Stanford, de la Universitatea Stanford, vis-a-vis de torusul? Au descoperit și au demonstrat la modul științific că în jurul inimii fizice se află două câmpuri toroidale, unul în interior și celălalt în afară. De aceea când noi spunem este important să faci inima moale, catifelată, să faci inima, să o transformi ca în inima unui copil, este un mod de a te conecta cu acest torus interior. Unul controlează puterea apei, puterea inului, iar celălalt controlează puterea focului, puterea yang-ului. Noi avem nevoie de ambele părți pentru a putea întreține viața. Greg Braden vorbește foarte mult despre aceste aspecte. El caută să explice lumii moderne faptul că unificarea dintre știință și credință este un pas important care va crește nivelul de complexitate la un nivel la care acum nici măcar nu ne putem gândi. Ce nu au urmărit acești oameni mai concret? Ei au mers pe ideea că știința și credința trebuie să se unească într-un tot unitar, așa cum multe mii de ani ele au fost unite într-un tot unitar, după care, cumva, din anumite motive s-au despărțit, dar ele împreună creează o putere extraordinară. Și asta face cu adevărat din cunoaștere un instrument prin care putem să umplem toate acele goluri dintre știință și spiritualitate. O altă întrebare zice, există țări sau oameni de știință capabili să meargă în acest sens al unirii dintre știință și credință? Bineînțeles. Rusia, China, Coreea, Japonia sunt foarte multe, dar China face în acest sens unele lucruri cu adevărat uimitoare. Ei sunt pe ideea că totul pleacă de la partea subtilă și că schimbând la nivelul informației, la nivelul ciului, o mulțime de elemente din această arhitectură energo-informațională, automat se va genera o schimbare în planul fizic. Într-un experiment foarte interesant, într-un spital chinezesc, noi am văzut prin acel videoclip celebru care a circulat cum puterea unor mantre și puterea unui tip de focusare a energiei a fost folosită pentru a aduce într-o formă perfectă, dintr-o formă terminală, și anume o excrescență de 12 cm în interiorul unei vezici urinare, în 12 minute, prin intermediul acestor tehnici, acea excrescență a dispărut și în doar 12 minute totul a devenit normal, totul era intact, ca și cum niciodată nu a fost nimic acolo. Și era vorba de o femeie ce avea o problemă, o formă terminală la nivelul vezicii urinare și a fost adusă în faza de normalitate prin acest proces. Unii se întreabă oare ce este o mantră? Este un sunet, o vibrație, o frecvență sau o incantație care accesează o formă energetică sau o formulă energetică, o combinație de energii
și au capacitatea de a reoptimiza informația primară. Este ca și un telefon când începi să ai probleme atât de mari cu el, încât singura variantă de a-l aduce la normal este să-i faci acel reset din fabrică. Resetare ca atunci când a ieșit din fabrică. Exact asta au făcut acești oameni. Și aceste mantre permit celor care le practică să se conecteze cu sursa, cu informația originară a acelui corp și prin intermediul unei frecvențe audibile și prin concentrarea minții pe sunet și pe sursă, ei reușesc să schimbe o realitate cu o altă realitate. Prin rezonanță și focusare putem lucra cu tehnologia schimbării unei realități cu o alta vis-a-vis de starea de sănătate și evoluție spirituală? Răspuns, da. Aceasta este posibilă. În călătoriile mele în China am cunoscut chiar școala și grupul s-a ocupat de acest experiment celebru, mediatizat de Greg Braden și ei, încantând din inimă, puteau să-și concentreze focusarea pe acea realitate perfectă, implementând-o în locul acelei realități ce avea pierdere de informație și o adusese în acea fază terminală pe respectiva femeie. Deci, făcând acest lucru, mintea este depășită și trece peste limitele normale ale realității. Nu uitați, noi suntem co-creatori la propria noastră realitate și acest lucru ar trebui să ne convingă să nu mai căutăm în jurul nostru vinovați și să înțelegem că asumarea responsabilității vis-a-vis de viață, de ceea ce ni se întâmplă, este cea mai bună cale de a ne transforma pe noi. Intenția acelor oameni curge ca un torus înăuntru și în afara sursei și în acest fel ei reușesc să facă această schimbare. Pentru cei care au fost sceptici la ideea respectivă de schimbarea realității, ei pot să vadă videoclipul pe internet fără nicio problemă și pot să vadă că acel videoclip este sub directă monitorizare cu grafică în care live, secundă cu secundă, se vede cum acea excrescență se micșorează până când la minutul 12 dispare și rămâne totul neted ca atunci când a fost născută. Trebuie doar să înțelegem de ce acest lucru este posibil, cum funcționează. Dacă ești sceptic și încerci să manifesti această sceptitudine, vei obține rezultatele, acele rezultate sceptice. Dar dacă încerci într-un spațiu adecvat și să lași deoparte scepticismul, să te gândești că poate încă nu înțeleg, poate încă nu pot, poate încă nu știu. Odată ce folosești acest încă, deja ai spart o mare poartă a acelor programe negative ce de obicei îl ține pe om în necunoaștere și inercie. Ce legătură există între punctul zero de torsiune, torusul și gaura neagră? Este o întrebare complexă și este un om de știință, se anume Nassim Haramein, care a făcut un documentar despre ceea ce se înțelege ca și gaură neagră. El s-a dedicat pentru a găsi răspunsurile cele mai pertinente pentru ca oamenii care doresc să înțeleagă să poată să înțeleagă. A demonstrat că spațiul din centrul torusului este pur și simplu spațiul, punctul unic, punctul de
integrare al infinitului este spațiul în care se află cu adevărat toată conștiința, forma de expresie a realității. Este un spațiu în care toate lucrurile sunt interconectate și în fizica modernă, conștiința și viața nu intră în ecuațiile științifice. Și totuși, acestea există. Mulți oameni mă întreabă ce facem că roboții vor prelua din ce în ce mai mult din funcțiile umane. Trebuie să fim relaxați, pentru că roboții nu pot prelua toate funcțiile umane. Funcțiile de conectare cu divinitatea, de creativitate, funcțiile de inspirație, funcțiile de ghidare, funcțiile de lider, de a conduce. Toate acestea nu pot fi încă, la ora actuală, preluate de roboți. Este nevoie de calcule mult prea sofisticate pentru a ajunge doar la o zecime din complexitatea creierului. Nu știm ce va aduce viitorul, dar viitorul nu cred că va mai fi electronic. Se va trece de la nivelul electronic la un nivel biologic, pentru că nivelul biologic oferă niște posibilități cu mult peste nivelul electronic. Asta este ceea ce a spus Isaac Asimov într-o perioadă în care nu se putea vorbi prea mult despre roboți. El a vorbit despre robotică, legile roboticii, începutul, creșterea și decăderea acestei perioade, nu decăderea în sine că se termină și faptul că se va transforma ceva din ceva în altceva. O altă întrebare interesantă este legată de ce anume, este nevoie să înțelegem fizica cuantică pentru a progresa în acceptarea și înțelegerea descoperirilor trecutului sau trebuie să apelăm la modelele de învățare din trecut? Fizica cuantică este o formă concepută de către cei din vest ca un mod de a accepta într-un mod elegant și de a integra științele trecutului. Chiar și fizica cuantică începe să vadă aceste informații într-o nouă lumină atunci când noi înțelegem relațiile dintre yin și yang în complexitatea lor prin cele 64 de transformări ale jingului, noi putem face o corelație cu ceea ce în vest se vehiculează sub denumirea de vectorul echilibrum. Această formă de torus și octoedru merg mână-mână. Este vorba de aspectul yin, aspectul yang sau aspectul feminin și aspectul masculin. Atunci când vectorul echilibrum este folosit în știință, el oferă acces la o cantitate enormă de informație, de energie, prin conectarea la acel câmp unificat al sursei, se anume punctul zero. Câmpul conștiinței de care acum știința știe că unește toate lucrurile și acesta era aspectul cel mai important pentru care oamenii în trecut insistau atât de mult pe dezvoltarea conștiinței. Conștiința este ceea ce reunește totul într-un întreg și prin ridicarea nivelului de conștiință ne dă posibilitatea să pătrundem în acest întreg și să devenim una cu întregul. Cum putem defini relația dintre micro și macro univers vis-a-vis de tiparul toroidian? În primul rând, tot ce găsim în micro-univers se regăsește în macro-univers. Tiparul toroidian există la toate nivelurile și vidul, găurile negre, conțin existența a tot ceea ce se presupune că există în afara lor. Dar ele în sine sunt integrate în aceste tipare toroidiene. Cum explicați ideea de unicitate în diversitate și a diversității în unicitate? Cândva Bruce Lee afirma ceea ce spunea Krishnamurti, și anume că ori de câte ori
te separ de întreg, vei ajunge să pierzi totul. Și ori de câte ori te reunești cu întregul, vei câștiga totul, deoarece totul este într-unul și unul este în tot. Și chiar și în celebru film Intrarea Dragonului, la început, el exprimă acest aspect, acest lucru. Când noi vorbim despre Torus, localizăm acest concept al unicității, oriunde se află, noi vorbim de un model ce există în noi și ne conectează cu acest Torus de la micro la macro univers. Iar acest model, această sursă, această poartă, este conștiința. Deci, ca idee finală, pe măsură ce egoismul, pe măsură ce emoțiile de avariție, emoțiile de acaparare, le vom putea lăsa deoparte și vom înțelege că trebuie să existe un schimb echitabil și o relație win-win și că noi toți trebuie să ne regăsim într-un întreg, viața noastră va deveni mai bună. Ne vom revedea într-o nouă emisiune și până atunci vă urez drum drept și lumină și multă înțelegere în ceea ce faceți. O seară bună! Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă, așa, deloc. Adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă dorea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau 2. Pentru mine torsorul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torsor este un bun la casa omului.